Salut! Astăzi este hramul la Chișinău și în timp ce voi vă veți uita cum sărbătoresc cetățenii Republica Moldova hramul Chișinăului, am să vorbesc puțin despre istoria orașului Chișinău, da? Istoria orașului Chișinău începe în Evul Mediu, fiind menționată pentru prima dată în 1436, într-un document al domnitorului Moldovei, Ilie I și Ștefan al II-lea. Inițial, Chișinău era un mic sat pe malul râului Bâc, iar în timp a crescut și s-a dezvoltat, devenind unul dintre cele mai importante orașe din Moldova și ulterior din Basarabia, după anexarea de către Imperiul Rus în 1812. Perioada rusă, 1812-1918, după ce Basarabia a devenit parte a Imperiului Rus, Chișinău a început să se extindă și să se modernizeze. În această perioadă au fost construite importante clădiri administrative, biserici, instituții educaționale. Orașul a devenit un centru comercial și cultural în zonă. În 1834 a fost creat primul plan urbanistic al orașului, care a pus bazele dezvoltării moderne a Chișinăului. Perioada interbelică, 1918-1940. După unirea Basarabiei cu România, în 1918, Chișinău a devenit un oraș important în regatul României. În această perioadă s-au făcut investiții în infrastructură, au fost ridicate clădiri publice și monumente importante și s-au dezvoltat instituții de cultură și educație. Perioada sovietică, 1940-1991, Chișinău a trecut printr-o perioadă dificilă în timpul cel de-al doilea război mondial, fiind grav afectat de bombardamente. După anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, orașul a fost reconstruit și s-a cunoscut o dezvoltare industrială masivă. S-au construit numeroase blocuri de locuințe și fabrici, iar populația a crescut rapid. Perioada contemporană, după obținerea independenței Republicii Moldova în 1991, Chișinău a devenit capitala tânărului stat. În prezent este cel mai mare oraș din Moldova, cu o populație de peste 700.000 de locuitori. Orașul continuă să fie centru politic, economic și cultural al țării. Hramul Chișinăului se sărbătorește pe 14 octombrie pe acoperământul Maicii Domnului. Această sărbătoare are o semnificație religioasă profundă pentru locuitorii orașului, având în vedere că Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului din centrul orașului este un simbol al credinței ortodoxe și un loc important de rugăciune. Cu ocazia hramului, orașul este animat de numeroase evenimente, vedeți și în imagine, da? Evenimente culturale, spectacole, târguri și manifestări religioase. Locuitorii și oaspeții capitale participă la slujbe religioase, iar pe străzile orașului sunt împodobite festiv. Hramul este un moment de celebrare a comunității și de reconectare cu tradițiile locale, fiind o zi de bucurie și de unitate pentru Chișinău. Vreau să vorbesc puțin și despre vizitele regilor României la Chișinău, da? Vizitele regilor României la Chișinău au avut o importanță deosebită în consolidarea relațiilor între România și Basarabia, mai ales în contextul unirii din 1918. Vom menționa aici câteva dintre cele mai importante vizite regale la Chișinău. Regele Ferdinand și regina Maria vizitează la 20 mai 1920. Aceasta a fost una dintre primele vizite regale pe unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Regele Ferdinand și regina Maria au vizitat Chișinău pentru a întări legăturile cu Basarabia și pentru a demonstra sprijinul pentru integrarea regiunii în România Mare. Regina Maria a fost primită cu multă căldură de locuitorii Chișinăului. Vizita a inclus participarea la diverse ceremonii oficiale și întâlniri cu oficialitățile locale, dar și cu reprezentanții societății civile. Regele Carol al II-lea a vizitat Chișinău la 9 iulie 1930. Regele Carol al II-lea a vizitat Chișinău la scurt timp după revenirea sa pe tronul României. Vizita a avut loc într-un moment important pentru consolidarea autoritățile sale și pentru a sublinia sprijinul monarhiei pentru Basarabia în contextul tensiunilor internaționale din acea perioadă. Regele a participat la multe ceremonii oficiale și a fost primit cu mare fast de locuitorii Chișinăului. Regele Mihai I vizitează la 13-14 septembrie 1942. Vizita regelui Mihai la Chișinău a avut loc în timpul celui de-al doilea război mondial, în contextul în care Basarabia fusese reintegrată în România în urma războiului cu Uniunea Sovietică. Vizita avea scopul de a încuraja moralul trupelor românești și al populației basarabene. Detaliile vizitei
Regele Mihai a vizitat trupele române aflate pe front și a participat la o serie de ceremonii oficiale. Vizita a fost una de scurtă durată, dar simbolică, în plin război. Aceste vizite regale sublineau atașamentul coroanei față de Basarabia și importanța strategică și regiunii pentru România. Asta a fost tot ce am vrut să spun pentru moment. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă rog să dați like și share și, de evident, să vă abonați la canalele mele de YouTube și pe toate rețelele sociale. Sunt activ pe Facebook, Twitter, LinkedIn și Instagram. Vă mulțumesc că voi a fost Andrei Plop și toate cele bune. Sărbători fericite!